stai. Dar cu ce a încercat Cosmin să te ia la rost? Cosmin, cu ce l-ai luat la rost? Eu am venit din camera roșie, el m-a întrebat cum a fost. Am avut 5 secunde în care mă gândeam cum să-i spun, ce să formulez. Nu am spus că nu pot răspunde. Și a afirmat faptul că eu nu... A, nu e suficient de bărbat încât să răspuns. Dar nu știi că să răspund și ție și lui Robert și lui toată lumea, nu mi-e frică de nimeni. Ce înseamnă așa? El mi-e de bărbat și te uiți în ochii mei când vorbești cu mine. Ia că mă uiți în ochii. Hei, Cosmin! Așa. Na, ce vrei să afli? Să te uiți în ochii mei când vorbești cu mine. Cosmin, te rog să stai jos. Cosmin, să se uite în ochii mei și să răspundă la întrebare, frumos. Că atât am văzut. Auzi, stai așa, liniștit pe spate. Îți are testosteronul pe aici, ui. Robert, dar tu n-ai avut nicio... Reflexiile alea, nu? Astea sunt așa, de fațadă, astea nu sunt impresionate, lasă. Adică de fațadă? Păi nu, să-i valorizează nimic din astea, sunt niște discuții. Da, dacă ei consideră că trebuie să le aibă, să le aibă. Cosmin? Da. Poți să te uiți în ochii lui și de acolo, da? Îmi face plăcere, dar mă uit. Minți. Ai vrut să-l vezi mai de-aproape să... Minți. Nu știa culoarea. Cosmin, atitudinea ta a fost una greșită. De ce? N-aveam de gând să fac nimic. Și de ce te-ai dus atât de aproape de el? Ca să-i arăt că nu mi-e frică să mă uit în ochii lui. Mă uit în ochii lui și... Aici nu e vorba de frică. De ce v-ar fi frică? Păi nu, tu afirmi că eu nu sunt suficient de bărbat să-ți răspund ție la întrebare. Eu răspund la ce întrebare vreau, oricui vreau. Păi da, și stăteai așa cu capul în pământ și... Serios, da, mi-era frică că am fost cu Virginia în camera roșie și... Da, vă rog. Să-ți reamintesc motivele pentru care poți fi descalificat? Păi, le știm cu toții, dar nu-i cazul. Nu-i cazul. Am vrut să-i arăt că pot să-l privesc în ochi. Nu mi-e frică. Privește-l de... în ochi de acolo. Ok. Că de aproape se îndrăgostește, știm destul de bine. Da, revenind. Te-a deranjat că a chemat-o în camera roșie pe Ștefania, Cosmin? Să-ți reamintesc motivele pentru care poți fi descalificat? Păi, le știm cu toții, dar nu-i cazul. Nu-i cazul. Am vrut să-i arăt că pot să-l privesc în ochi. Nu mi-e frică. Privește-l de... în ochi de acolo. Ok. Că de aproape se îndrăgostește, știm destul de bine. Da, revenind. Te-a deranjat că a chemat-o în camera roșie pe Ștefania, Cosmin? Nu mă deranjează. Cumva el are o schimbare de atitudine. S-a văzut chestia asta și n-am văzut-o numai eu, au văzut-o cam toți băieții. O și spus, încearcă să ne ia și el pe noi la 11 metri, așa, să ne ia la rost. Să... Nu te-am întrebat cum a fost în camera roșie. Te-am întrebat dacă ai simțit ceva când ai stat de vorbă cu Virginia, atâta tot. Mă rog. Și tu ai plăcut din gură, stăteai așa și te uiteai cap în pământ. Păi ce înseamnă asta? Așa, am spus, că nu pot, nu ai demnitate. Am spus eu că nu pot să răspund. Ce? Înseamnă că nu ai demnitate. Că nu am demnitate? Da, nu știi ce înseamnă cuvântul demnitate. Nu am simțit nimic. Știi care e problema? Sau poate am zis greșit demnitate. Tu de azi dimineață mă tot cauți pe mine și spui cam multe. Nu, nu te caut. Nu, eu zic să ai grijă la vocabular. Ok, sincer. Și ți s-a părut că te-am jignit într-o oarecare măsură? Păi nu, îmi spui că n-am demnitate, îmi spui că nu sunt suficient de bărbat. Tu cu ce ești mai bun decât mine? Dar cine? De unde-ți permiți tu să mă iei pe mine la rost? Păi trebuie. Cum? Dar voi cum vă permiteți? Așa. Când a fost care voi? De... Care voi? Uite, tu și cu voi, uite, stați amândoi doi. Acolo. Așa. Da. Ce te-am luat noi pe tine la rost? Când a fost vorba cu Larisa că m-am schimbat eu după zi pe alta. Păi și frate-s faptele tale? Păi și ale tale nu sunt la fel? Bogdan. Da. Dacă un om nu te bagă în seamă, nu înseamnă că nu are demnitate. Da, mă scuzați, m-am exprimat greșit. Nu, mie trebuie să-mi cer scuze. Îmi cer scuze, Cosmin. Așa. M-am exprimat greșit. Și acum și lor o vizită. Păi nu. Nu, că n-am o problemă cu nimeni și chiar nu... Îți cer scuze dacă... Vreau să mă cer cu nimeni, dar mă simt că am luat peste picior aici și... Că nu te bagă în seamă sau că nu-ți răspunde? Nu, nu, nu. Așa, în general. Dar camerele roșii sunt un subiect tabu până vin eu să vorbim despre cu cine, care, cum a fost. Ok, ai văzut că el a fost cu Virginia. Dar... Poate el nu vrea să vorbească despre camera lui roșie. Nu-i vorba trebuie să te superi pe el. Dar nu m-am supărat pe el. Nu trebuie să te superi pe el și să îl cerți. Nu asta a fost intenția mea, el a înțeles-o greșit și de acolo au degenerat lucrurile. Două minute. Nicio. Sunt altele motivele, Bogdan? Chiar nu, i-am zis și Ștefaniei în camera roșie că... Știți că am fost cu Ștefania. I-am zis că nu am nicio problemă dacă... Dacă ea s-ar îndrepta spre Cosmin, sper adică nu o să mai am... Explicațiile mele au fost destul de clare.
Da, știu, dar totodată nu pot să renunț așa că gata, că stai, că îți place ție de Cosmin. Păi îți place de Cosmin, da. Păi și de el, păi, nu? Nu renunț. Când tu te vei pronunța... Crezi că faci ce vrei? Când tu te vei pronunța, Ștefania, că vei fi într-o cunoaștere cu Cosmin sau cu vreunul dintre băieți de aici din casă, eu nu o să mai am treabă. Păi zic acum, Cosmin a fost băiatul care m-a făcut să simt ceva dintre toți cu care am vorbit. Păi și lista? Deci răspunsul tot final, Ștefania, ăsta este? Nu, nu, acum. Am văzut o inimioară pe lista aia, de-aia zicea. Ei, pusă de mâine. Nu te crezi, îmi și ne-ai băgat aici un film. Doamne, Giulia, băi, și parcă puteam să jur că iară ce-o băgat Giulia mâna acolo pe inimioară. Da, Ștefania, ai putea să-l ajuți și să-i spui concret, să nu mai lași să se interpreteze lucrurile. Andrei, i-am zis că camera roșie. E fiecare că nu vrei. I-am zis că nu l-aș vedea ca un bărbat pentru mine, într-o relație. Ștefania, poate Bogdan să te cucerească în continuare? Să lupte pentru tine, pentru această cucerire? Iar tu aici trebuie să-mi răspunzi cu da sau nu. Nu. M-am înțeles, gata. Punctul așa da. Păi așa au fost și până să zicem lucrurile lor pe nume, nu? Așa mi se pare normal. Următoarea victimă este... Bun, ce ai înțeles? Vă dați seama ce am înțeles, că tot pot să fac ce vreau eu, da. I-a zis oricum așa. Virginia, da, Virginia, pregătește-te. Doamna Andreea, când îmi doresc un lucru și știu că... Eu știu ce am simțit pentru prima dată și atunci și tot ce s-a întâmplat. Eu o să fac tot ce îmi stă în putință ca să pot să obțin acest lucru. Dar ea ți-a zis că nu mai vrea. Dar nu e facem ce vrea ea. Răzgândește-i. Făcu mă din cap. Ce vrea ea. Dar eu zic pentru el, să nu insiste ca să nu sufre el. A, nu am cu ce să sufăr, nu. Stai liniștită. Că tu ai vrea. Păi, te ajut, Ștefania, să nu mai lași niciun loc de șor. De interpretare. Pentru că se interpretează. Laurențiu. Să rămână doamna Andreea. Cum a fost în camera roșie? A fost roz? A fost totul roz? Să spunem că da. Ce ați descoperit nou unul la celălalt? I-am dat impresia că chiar e interesată. Acum. Sper să fie și așa. Ești interesată? Da? Fals. Detectorul de minciuni. Glumă. De ce, Patrick? Mi se pare foarte bruscă trecerea asta din gală până luni. Cred că a avut emoții că a stat în față și cumva simțind că Laurențiu are un interes pentru ea, e calea cea mai ușoară pe care ea o poate avea aici în emisiune ca să mai rămână. Este calea cea mai ușoară, Laurențiu? Nu. Nu am ales calea cea mai ușoară. Eu am spus că în gala respectivă eu am fost... supărată și nervoasă și nu am vrut să arăt acest lucru, dar Robi m-a provocat. Doamna Andreea, nici eu nu sunt calea cea mai ușoară să se înțeleagă chestia asta, că și eu am anumite vreme în viața. Noi numim calea cea mai ușoară pentru că tu ai știu. Un interes pentru ea, atât. Da, dar e contrar. Pentru ea e ușor. Ea a făcut topurile alea și nu a ne putem cunoaște și poate nu o să fie pe placul meu. Înțelegeți? Asta vreau să zic. Eu vreau să ne cunoaștem. Ea e fata care vreau să o cunosc prima dată și vom vedea dacă ne înțelegem. Adică aspectual, am spus, e spontan, îmi plac lucrurile astea la o persoană. Adică da, trebuie, fie... uite, trebuie să te gândești la chestia că ea a făcut topurile alea și nu te-a inclus absolut deloc. Și cumva... M-a inclus. Eu am tot urcat în topurile ei. Până pe locul 3. Așa mi-aduc aminte. Te tem de eliminare, Daniela? Nu. Dacă o să fie eliminarea, asta este. Eu sper să fie ok. Adică... O să-i rogi pe băieți să nu voteze? Doamna Andreea, fiecare face ce simte. Înțelegeți? Eu... îi rog, adică să-i mai dea o șansă să o cunoască. Nu ne putem face o impresie după o primă greșeală. Că toți greșim. Dar până la urmă e o competiție și știu unde am venit. Adică orice se poate întâmpla. Robi, dacă te-aș trimite la un date, pe cine ai alege? Ce fata ai alege? În momentul ăsta, pe Ștefania. Ștefania, tu ai merge? Date romantic, nu? Ceva? Nu. Neromantic. Neromantic. Avem neromantic, avem. Date amuzant, date prietenesc. Nu există, v-am zis, de sezonul ăsta nu mai avem cu interacțiuni, cunoașteri, romantice, că se la casa iubirii. Corect. Spuneți-le, gen, în sens amoros. Dacă se leagă ceva, e treaba voastră, dacă nu se leagă iarăși, e treaba voastră. Dar noi avem doar romantice.
N-avem de altfel. În momentul de față, nu. Nu cu el sau nu deloc? Nu, nu acum, aș vrea să vorbesc mai mult foarte, cu el. Foarte bine, nu se întâmplă absolut nimic. Este foarte corect răspunsul tău. De acord. Da. E bine că ești hotărât, tu. 50% din partea rezolvată, mai trebuie să vrea. Și să mai vrei și tu, că poate vă mai întreb și mâine. Se știe. Să fii hotărât, Robi. Nu să mai fi nehotărât. Cum, Patrick? Nu, zic, de acum va fi, va fi hotărât. Nu să mai aibă momente în care să fie nehotărât. Acum va fi mai bine. Adică mi se pare că este destul de clar în tot ceea ce spui. Stai că l-ajut imediat. Stefania, dar dacă date-ul ar fi cu Cosmin, ai merge? Da. Nu mă deranjează. Ești gelos. E bine. Uite, l-ai ajutat să să nu-și mai dorească acea exclusivitate. Adică poți să-ți dorești să cunoști și pe altcineva. Ba chiar să mergi și la date cu altcineva. Că el te așteaptă. Corect, am zis bine? Nu m-ar deranja, nu e vorba de așteptat. Ca să zic așa, mai mulți băieți din casă vor să o cunoască și nu pot să le cer lor asta.